Suntem alături de un român cu cetățenie suedeză care a obținut un mandat de consilier local la Reghin. Dar aceasta nu este povestea lui cea mai interesantă. Povestea cea mai interesantă este că Julius Făgărășan are un tablou de-a lui Picasso care i-a fost confiscat la niște percheziții despre care nu știe ce s-a întâmplat, de ce i-au fost făcute și de ce a fost el persoana vizată într-un dosar penal care nici acum nu are o soluționare. Haideți să urmărim împreună cum dânsul ne răspunde la câteva întrebări esențiale despre ultimii ani pe care i-a petrecut în România după ce s-a întors din Suedia. Bine ați venit la noi, la NCN. Bine v-am. Ce pot să spun e că am reținut că sunteți un... ați fost un consilier local PNL, da, în Reghin, așa. Aveți o cetățenie suedeză, sunteți recent demisionat și cu un Picasso luat. Care este povestea? Povestea începe din 2012, când alături de fosta mea soție ne-am întors în țară. Dorința noastră era ca primul copil să se nască în România. Și ceea ce a fost gândit la început pentru un an, a devenit, să zic așa, permanent. La momentul respectiv, noi am părăsit Stockholmul și ne-am întors cu toate bunurile noastre, printre care era și un Picasso neautentificat. Nu-l putem numi Picasso pentru că nu există o bază de autentificare. Există doar un indiciu că poate fi un Picasso. Am ajuns la Reghin în 2012, m-am implicat într-o activitate de ONG-ist. Se dorea la Reghin un combinat de formaldehidă. De acolo am ajutat Sebeșu, am ajuns să ne luptăm și pentru cetățenii de acolo. M-am făcut plăcut de unii oameni cărora le-am apărat interesele, cetățenii din Reghin și unii din Sebeș, dar mi-am creat și foarte mulți dușmani. Haideți să punctăm de la început. Cum ați dobândit această operă neautentificată, așa cum e ea? Am un amic, un prieten foarte bun în Suedia, pe care îl cunosc din 93. Eu am plecat în Suedia în 1988. Era în continuare regimul comunist în România. Am avut o relație foarte lungă cu el. El provine dintr-o breaslă mai necomună nouă românilor, una de finanțiști. Probabil o moștenim mulți bani. L-am ajutat la început, ca să zic așa, cu renovarea unei mașini mai vechi și de acolo am ajuns să colaborăm pe proiecte mai mari. Am funcționat ca mâna lui dreaptă în foarte multe proiecte, în special în domeniul renovărilor de hotele, restaurante, cluburi. Când am împlinit 40 de ani, am primit un cadou de la el. Mi-a zis de la bun început că nu este un obiect autentificat, provine de proprietatea sau colecția unui mare bogătaș suedez, Rolf de Mare, care îl dobândise în Franța. Mi-a relatat pe scurt. La momentul respectiv, vă spun sincer că am tratat așa cu un pic de indiferență. Am primit o lucrare care, eu nefiind artistic, n-am nicio înclinație spre chestia asta, putea să fie și o mâzgăleală a unui copil. Ulterior am fost la în Stockholm la Sotheby's să văd și eu, ok, ce pot face eu cu lucrarea asta. Mi-au zis că sunt niște pași, ea nu se poate vinde oricum. Discutăm de Sotheby's sau de Christie's. Trebuie să autentificate în cazul în care se va vinde în Europa, dacă e Statele Unite, trebuie evaluată de un appraiser. Costuri, timp, la momentul respectiv nu era un proiect pentru mine. Mă bucuram așa în sinea mea că atunci când voi avea timp și banii necesari să-l autentific, aici am pensia sau mă rog. Un bun de suflet. Un bun de suflet. Păstrat. M-am întors în România, m-am implicat în treaba asta cu ONG-ul, a necesitat foarte multă energie, foarte mult timp, nu m-am ocupat de alte lucruri. Resursele mele financiare pe care le aveam din Suedia s-au împuținat și la un moment dat mă gândeam să îl capitalizez. Știam că în România oricum nu se poate vinde, nu există un astfel de om care să poată să fie, pentru că cei de la Sotheby's mi-au zis o evaluare estimativă, dar nu era nicio certitudine. El are valoarea zero sau ceea ce îți oferă cineva pentru un bun care poate fi ceva. Am candidat la primăria Reghin. La momentul respectiv, când am depus candidatura pentru poziția de primar sau consiliu local,
am văzut că trebuie să completez o foaie de avere. Și o foaie în care erau interesele mele proprii. Am consultat un jurist pentru că, vedeți, neastră, acum erau trecute acolo și proprietăți care îs în România, care sunt afară. Și să-l întreb... Prima dată când vă depuneți dosarul de candidatură și ulterior, dacă obțineți o funcție publică, da. Din nou o recomandați. La momentul respectiv eu eram separat de fosta soție. Faptul că m-am implicat într-un ONG necesita foarte mult timp, a creat niște discordanțe în familie și pe mai multe paliere. Și acest domn, ei am explicat, zic, uite, am un cadou primit de la... provine dintr-o familie bogată, există indicii și eu probabil că în viitorul apropiat o să încerc să-l capitalizez, să-l autentific, să-l vând sau să găsesc o soluție pentru el. Ce fac? Îl trec sau nu îl trec acolo? Pentru că el în momentul de față poate să fie nimic sau poate să fie foarte mult. Și ce ați făcut? La sfaturile lui mi-a zis, mai dacă tu candidezi și ai intrat în cariera asta politică și vei face pașii următori, tu va trebui să-l declari și pune o valoare acolo ce ți-o dat cei de la Sotheby's minimum. De ce? Pentru că dacă tu îl vei vinde și nu îl declare acum și te vei trezi cu câteva milioane în cont, vei avea probleme pe justificarea... De latură naturală penală, adică da. Vorbim de fals în declarațiile de avere, sigur. La abordarea asta eu am trecut tabloul respectiv, i-am dat o valoare de 1,5 milioane de euro, care era teoretic cu mult sub cât începea recomandarea intendentului de la Sotheby's și m-am trezit într-un calvar pentru că, vedeți, neastră, eu deocamdată era cu o lună înainte de alegeri și acea foaie sau, mă rog, fișă de avere au creat niște valuri, atât la nivel de reghitus. Cum s-a întâmplat? Ați depus-o la biroul electoral da. Da, județean și când au văzut ei declarația de avere, ce au spus? Primul lucru, PNL-ul avea un reprezentant acolo și m-a sunat că e o problemă legată de foaia mea de avere. Așa. Am completat ceva greșit? Păi nu, probabil că ai greșit prin câteva zerouri acolo, pe tabloul ăla. Și acum i-am explicat la om, uite, despre ce e vorba. Teoretic, poate și poate fi, să fie încă un zero, poate în plus. N-avem de unde să știm. Dar eu l-am trecut pentru că așa am fost sfătuit de un jurist. Asta a fost partea bună, când am conștientizat după săptămână că voiam Reghin, că, uite, ăsta, bine, lumea mă știa că am stat așa mulți ani acolo, aveam o firmă Reghin, aveam proprietăți, eram un, nu mai excentric, da. Dar considerat poate mai excentric, aveam o mașină cabriolet, vă dați seama, așa. Mi-era frică că mă voi trezi cu tot felul de persoane care își găsesc un drum spre... Și am cerut biroului permanent, sau mă rog, reprezentantului PNL de acolo, vă rog frumos să dați jos adresa mea da, de domiciliu, sigur. Să nu mă trezesc. Am un copil mic, am o fostă soție care... Nu vreau să mă trezesc cu tot felul de surprize. Mi s-a zis că nu nicio problemă. Asta de fapt, lor li se părea incredibil, credeau da. Că lucrurile în nu în ziua votului, când eu m-am deplasat și la birou permanent de electoral, râdeau, făceau glume, nici nu trebuie să mai lucrezi în România, e 10 lei. Deci erau tot felul de glume și sarcasm. Ales la o parte, facem o scurtă paranteză, dumneavoastră oricum ați candidat în funcția de consilier local pentru că ați vrut să vă implicați în comunitate. Da, noi am fost 4 oameni în ONG-ul care lupta pentru păduri, pentru mediu, am condus un an... Adică împotriva defrișării. Da. Am condus un an Liga Transilvană pentru Mediu, care era o asociație de ONG-uri din Transilvania, ajunsesem, să zic așa, să intenționăm să schimbăm legi. La Reghin am descoperit și cum se legalizează lemnul furat în păduri, cum se bagă în circuit. Să vă dau un exemplu, societatea care crea ne îndreptam acțiunile, în urma unui control de la ITRSV pe o durată de 6 luni, au fost găsiți cu o cantitate de 39.000 de metri cubi de materie lemnoasă, fără acte de proveniență. Cantitate foarte mare. Contravaloarea la 800.000 de dolari, unde cu ajutorul instituțiilor statului s-a pus un capac. Și poate mai târziu o să vă explic și cum. Să înțeleg că s-a moșamalizat situația. Da, cu ajutorul poliției. Și ați ajuns consilier local. Da. Și facem un salt până în primăvara acestui an, da? Când ați avut mascații la ușă. Da. În toți acești ani, eu am încercat
opera asta de artă să găsesc, mi-am dat seama că nu pot să o vând, deci trebuie autentificat. Un proces de autentificare nu e un proces simplu. Se face o documentație, se experți, analize, tot felul. Astea costă și bani și timp. Și eu am căutat tot timpul un partener care să suporte partea financiară, eu numai aia, și să mă și ajute în ceea ce privește timpul. Trebuie călătorit, trebuia călătorit. Costuri financiare? Da. Am avut foarte multe discuții, majoritatea s-au concluzionat în tot felul. La final am găsit pe cineva care până la un anumit punct era interesat, nu a reușit să aibă bani. La un moment dat, pe latura externă, găsisem o familie din Statele Unite care era interesată să vadă opera, să vină cu un evaluator și să vadă dacă ei îs pregătiți să preia costurile de autentificare sau nu. Trebuia să plec în data de 24, trebuia să plec în Elveția, la un birou... 24? Mai. 24 mai, așa. Eu am venit de la Reghin în data de 23, la adresa prietenei mele, așteptam un copil împreună, care a și venit, Lucas. Asta era înainte cu 3 săptămâni de data planificată pentru cezariană. Nici eu nu mai sunt tânăr și nici tânăra mămică care trecuse de 40 de ani. Deci era o sarcină cu probleme inconveniente. Eram un suport pe lângă ea. M-am pus în canapea, la ea acasă era și mama ei și la un moment dat erau mai mult țipete și strigăte. M-am trezit și mama ei nu vrea să lase pe cineva în casă din ce am auzit din sufragerie. Când am ieșit în bucătărie, am văzut 3 mascați, mama ei nu e așa, Dumnezeule, ce Dumnezeu se întâmplă aici, ăștia au greșit. Confuză, speriată. Eu, cum am fost trezit din somn, instinctiv m-am gândit, zic, mă, sigur o fi greșit ăștia ușa, că am mai văzut la trezor că să... Ramona, prietena mea, o locuit și în Statele Unite, era întoarsă de 6 luni în țară, lucrase pe o navă din asta de croazieră vreo 10 ani. Eu n-am avut niciodată probleme cu legea, nici pe vremea lui Ceaușescu și nici în perioada actuală, nici sub niciun fel de formă, zice. Am intrat, s-au legitimat, erau 3 ofițeri, eu, un fotograf, 3 mascați. Mi-au zis că au un ordin de percheziție, mi-au prezentat mandatul respectiv, mi-au adus la cunoștință că am dreptul să chem un avocat. Eu trezit din somn, am sunat un văr care era avocat, nu răspundea la telefon. Am sunat un prieten, te rog frumos, uite, nu înțeleg despre ce e vorba. Da. Am nevoie de un avocat. Păi citește ce stă pe mandat. Și am citit evaziune fiscală, grup infracțional, domeniu silvic. Zice, mă, hai că te sun înapoi. Mi-a recomandat un avocat, am vorbit cu el la telefon, i-am explicat omului, mă, eu n-am lucrat cu lemn în viața mea, deci singura activitate silvică, am cumpărat brad de Crăciun. N-am avut... Dimpotrivă. Când zice, uită-te de unde vin, era Harghita. Întrebe, de la Harghita suntem? Nu, noi suntem de la Mureș, spun ei. Cei din Harghita sunt pe drum, vin și ei. Eram așa bulversat, era surrealistic totul. Adică la orice întrebare logică pe care o puneați, era un răspuns care vă dădea peste cap. Crea tot felul de... premise la care n-aveți răspuns. Avocatul respectiv mi-a zis, uite, eu nu pot să vin, stai liniștit, colaborează cu ei. Bun. Și asta și vorbim făcut mâine. Ne-am pus frumos la masă și am întrebat, bun, văd tabloul lui Picasso, ce are asta cu evaziunea fiscală? Păi că noi nu știm prea multe, ni s-o solicita să venim, că urma să plecați. Era foarte adevărat. Ca să facem o paranteză, le spunem telespectatorilor, pe mandatul respectiv de percheziție se scria cu dedicație că pentru tablou au venit. Da. Deci, practic, ei spuneau așa, locuiește la adresa la care locuia dumneavoastră, de fapt, era adresa logodnicei sau prietenei, da, așa. Fără formă mijloace legală de probă, tabloul Letricorn. Letricorn, da. Așa, creația lui Picasso, precum înscrisuri și documente referitoare la încercările de înstrăinare și vânzarea bunului. Da. Deci... Au venit după ce m-am mai bezmeticit și eu așa. Am zis, mă, oameni buni, tablou, haideți că vi-l arăt, e în casă, e aici, da.
nu, stați să filmăm, să fotografiem. Era după ușa de la dormitor, deci asta o s-a întâmplat în primele 15 minute. M-a dus tablou care era într-o husă, l-am pus pe masă, ăsta e obiectul. Bun. Păi, și acum ce facem? Păi, percheziționăm casa. I-am rugat frumos să aveți de grijă totuși o femeie care e o sacină. Ea era foarte speriată, Ramona era speriată, încercam să o liniștesc. Domnii care erau mascați s-au poziționat fiecare pe o cameră, apartamentul are trei camere, fiecare într-o cameră de parc. Mi s-a părut așa un exces de forță. I-am rugat frumos să umble, să-și facă treaba, dar să se gândească, să nu rupă perne și treburi din astea. Eu gândindu-mă, nu, eu n-am avut astfel de situații. Mă gândesc la ce mai rău. Da, deci acum așteptam, mă întorc casa pe dos. Eu eram în vizită acolo, le explicați, mă, oameni buni, dar eu nu locuiesc aici. Păi zice, știm. Prietena mea era tot mai speriată, stați liniștită, doamnă, că știam că sunteți gravidă, este o ambulanță jos. Deci oamenii erau foarte, știau foarte multe detalii de genul ăsta. Ei, soră, cu am venit să-ți fac rău, dar în rău nu e chiar așa de rău, da. Sau ceva de genul. Și la un moment dat, unul din ofițerii respectiv, după ce vede tabloul, sună la Reghin și zice, gata, opriți acțiunea, am găsit tabloul. Dar zic, da, ce acțiune? Păi știți, o altă echipă s-a dus la apartamentul dumneavoastră din Reghin. Deja mă gândeam, Dumnezeule, ce... Da. Zic, despre ce e vorba? Păi, Harghita ne-a solicitat că dumneavoastră trebuia să plecați la ora 7. Și eu mă uitam la ei și zic, da, e adevărat 7, dar mâine, nu astăzi. Mi era așa... Așteptăm, dânsii am intrat la ora 4 în apartament. Cei din Harghita, care erau de fapt trei ofițeri. Și la ce oră? Au ajuns pe la vreo 7:30-8 seara. În tot acest timp noi am discutat. Sunau telefoanele că acești domni erau solicitați pe altă acțiune, trebuia să plece. La un moment dat a apărut să și șeful lor despre ce e vorba, care-i treaba. Ei îmi ziceau, mă, din ce vedem noi în mandatul ăsta, nu scrie că trebuie să-l ridicăm, să-l confiscăm sau ceva. Eu nu înțelegeam nimic, deci pentru mine era tot așa ca o nebuloasă. Au apărut și domnii de la Harghita, puțin mai... mă vedeau mine într-un criminal, că, doble, asta se întâmplă când faci afaceri cu păduri. Mă, oameni buni, eu nu am un metru pătrat de pădure. În Harghita merg la schi, la Bucin sau la Toplița. N-am avut afaceri, n-am avut pădure, n-am lucrat niciodată în domeniu. Plus că tabloul ăsta e din Suedia, n-are nimic cu România, nu e. Păi nu că... Și unde e grupul infracțional structurat? Adică în ziua respectivă au fost percheziții și la alți cunoscuți de dumneavoastră? Nu mi-au comunicat, nu. Prietenii mei din cunoștință. Păi, nu știu, cu cine poți să faci un grup infracțional? Cu colaboratori, cu rude, cu prieteni? Nu, n-am auzit. Ei vorbeau cu procurorul că aveți acte de proveniență. Nu, domnule, ăsta l-am primit de la așa, ei explic că s-au vândut în 1956 în Suedia. Aveți un document? Zic, da, am, dar pe mail. Păi arătați-mi-l. Îl arăt, face o poză, iese afară, vine, au zis procurorul să-mi dați e-mail-ul sau vă iau telefonul. Și zic, cum să vă dau e-mail-ul? Eu vi-l dau, dați-mi adresa de e-mail și vi-l trimit. Nu, e-mail-ul, telefon. Era nu înțelegeați nici ce vătere, da. Nu, într-un film cu Stan și Bran. La un moment dat știu că a apărut chestia că unul dintre ei zice un prejudiciu foarte mare în toată treaba asta. Nu înțelegeam ce fel de prejudiciu. Cauzat prin ce? Asta nu cum l-am cauzat? Zic, și tabloul ăsta, cum îl ridicați? Nu îl ridicăm. Îl confiscați? Păi nu îl confiscăm. Ce se întâmplă? Că îl luați. Păi îl ridicăm. Și atunci mi-aduc aminte că le-am zis, mă, oameni buni, voi sunteți... Ei vreau să scrie procesul verbal la un moment dat pe husa tabloului și tabloul era înăuntru. Incredibil. Și zic, voi înțelegeți că asta e o operă de artă care n-are nicio valoare acum, dar prezumtiv, sau poate avea o valoare uriașă? Voi, ce aveți de gând acum? Cum îl luați? Zic, eu nu pot să permit să-l luați de aici fără să fie un om care înțelege ce e asta. Au sunat, au chemat de la Consiliul Județean
cred că directorul muzeului, a venit și omul, s-a făcut procesul verbal, mi-am dat eu versiunea. În toată discuția asta, eu fiind consilier la Reghin, înainte cu vreo două luni, am avut un, să zic așa, match mare cu șeful poliției, care ulterior a devenit adjunctul inspectoratului județean Harghita. Și eu am zis din prima, zic, oameni buni, sper că asta nu este o făcătură sau vreo matrapaslâg răzbunare din partea domnului Dan Mureșan. Nu vă asigurăm noi că noi. Am și invocat chestia asta în procesul verbal de percheziție, că era singura persoană la care mă gândeam când ei vorbeau de păduri, eu neavând păduri, necumpărând materiale noi. Ba din potrivă, eram apărătorul. Da. Mă gândeam, zic, asta sigur e o poliță care mi este plătită. Se legau prea bine lucrurile în momentul respectiv. Ăsta plecase de la, ca șef de poliție municipală, Reghin, plecase ca adjunct la inspectoratul de poliție județeană. Zic, numai de acolo. Cert e că în continuare, repet, au trecut mai bine de 5 luni. N-am avut niciun fel de contact cu acest domn procuror. Care sunt acuzațiile care vi s-au adus? Sau aveți acuzații? Acuzațiile din mandatul celor de la Târgu Mureș era prevăzut grup infracțional toate lucrurile astea. În mandatul pe care eu l-am semnat, adus de cei de la Harghita, nu se specifică lucrurile astea. Când eu am solicitat o copie și pe mandatul celor din Târgu Mureș, mi-au zis că nu, ăla n-are nicio valoare, că tu nici nu trebuia să-l vezi ăla. La un moment dat, avocatul pe care eu îl sunasem seara, m-a dus a doua zi la el și hai să vedem ce s-a întâmplat. E vorba de un Picasso, nici nu știu cu cât să te taxez. Te reprezint. M-am uitat la omul ăla și mă gândeam în capul meu, zic, Dumnezeule, am ajuns ca să o spălat unei mașini să coste în funcție de ce marcă e sau despre ce vorbim aici. Am renunțat la serviciile dânsului, am găsit un avocat din Cluj. Dar până să ajungem la avocatul din Cluj, dumneavoastră, după la ce oră s-au terminat perghezițiile? Au ieșit din casă la ora 10. Deci au stat 6 ore pentru un tablou care nici nu știau cum să-l manipuleze. Da. Nu știau dacă trebuie să-l ridice sau să-l lase în casă. S-au hotărât să-l ia în custodie, nu? Termenul corect cred că e custodie. Așa? Și nu v-au condus la audieri? Nu. În mod normal, în momentul în care s-ar fi făcut percheziții într-un dosar pentru care acuzațiile erau de grup infracțional și de spălare de bani, trebuiau să vi se pună niște întrebări. Nu-l cunoașteți pe X, pe Y, ceilalți care ar fi fost posibili membri din grup. Dumneavoastră spuneți că n-ați fost condus la audiere în seara respectivă, n-ați fost reținut, ci practic doar au venit și v-au luat tabloul. Vedeți, noastră, eu am locuit peste 20 de ani într-o țară în care lucrurile funcționează altcumva. M-am întors în țară nici pe timpul lui Ceaușescu, nu intrau cu un exces de forță, deci mascați. Plec de la logica pe care o am eu. Când intri cu astfel de oameni pregătiți pentru orice fel de eveniment, o faci pentru că există un pericol iminent pentru siguranța personalului care efectuează percheziția, mă refer la ofițeri. Noi eram în casă oameni simpli, eu nu cunosc procedurile astea, n-am o activitate infracțională, să zic așa, ca să cunosc procedurile, nu știam că trebuie să fie un procuror sau să urmeze să fie audieri. Cert este că în momentul respectiv, pe discuția care am avut-o cu avocatul din Târgu Mureș, mi s-a spus colaborează și nu te împotrivi. Acest lucru l-am și făcut, oricum îl făceam. Toate datele care au apărut în cu lungul celor 6 ore jumătate cât au stat atât cei din Mureș și ulterior și cei din Harghita, mi-au trezit foarte multe bănuieli și începeam să-mi fac eu personal scenarii în sensul de unde vine bota asta. Cine poate să, cum să zic eu, sunt un tip foarte sincer și n-am făcut lucruri ilegale. Știu că tabloul nu este din România, nu se regăsește în patrimoniul național al României. Era o aberație, așa cum scriau ei în procesul verbal, că patrimoniul României sau altui stat. Faptul că, vă spun sincer, am citit ulterior legea patrimoniului
din România. A trebuit ca să vă informați, ca să mă informez. N-am știut că trebuie declarate operele de artă la venirea în România și în cazul de față, da, există un posibilitate de a fi o operă de artă, ea nefiind catalogată, deci nu există nicăieri. Păi comercializarea sau intenția de a comercializa un bun din patrimoniul național al României este considerat infracțiune. Asta am aflat-o și ulterior, pentru că am citit, vă repet, legea. Dar în momentul respectiv toate astea erau pentru mine așa... Dar oricum nu însemna grup infracțional, nu însemna spălare de bani, nu însemna operațiuni silvice. Probabil că dacă îi băgăm pe cei din Elveția, da, era un grup infracțional, dar, repet, mă gândeam, era indiciu că știau că trebuie să plec, bine, era o confuzie în jurul orei. Și mă gândeam, zic, aoleo, ăștia mi-au ascultat telefonul și în capul meu, fiind politician, urmărind ceea ce se întâmplă la noi în țară, stai puțin, mi-asculți telefonul, un motiv, așa, nu putem asculta toate telefoanele. Cunosc din legislația noastră că un telefon poate fi ascultat fără niciun fel de pe siguranță națională. Reprezintam eu, mă gândeam eu, zic, am devenit un pericol pentru România, țara mea. Asta a fost foarte ușor de dedus, pentru că spuneați că dânsii v-au spus că știau că prietena este însărcinată, știau că urmează să plecați din țară. Dar dumneavoastră, efectiv, când ați aflat că ați fost interceptată? Atunci, în momentul în care se desfășura. V-au comunicat atunci? Sau nu, ei nu mi-au zis, ei nu mi-au spus niciodată că ți-am ascultat telefonul, erau deducțiile mele prin simplu fapt că, păi, dumneavoastră, ori trebuia să plecați acum. Și o comunicare oficială au făcut-o vreodată? V-au spus? Am primit acum o lună jumătate o adresă de la parchetul Harghita, prin care am fost înștiințat că în perioada septembrie 2017, perioada mai 2018, telefonul mi-a fost supravegheat. Și nu dădeau detalii de ce? Sau... Nu, nu. N-au dat niciun motiv. Scriau doar cauza dosarului, că e un dosar penal din 2017. Să recapitulăm, da? Deci au fost percheziții la dumneavoastră, n-ați fost condus la audieri. La ora actuală, am înțeles că aveți ceva avocat de la Cluj, ați încercat să faceți mai multe demersuri cu dânsul, da, pentru a vedea ce se întâmplă cu acest dosar, dar nu sunteți nici inculpat și nici suspect. E adevărat? Cea mai interesant lucru este faptul că avocatul de la Cluj-Napoca a solicitat consultarea dosarului și procurorul de caz a dat o ordonanță prin care interzice accesul la dosar și specifică faptul că nu mă fac vinovat și n-am niciun fel de calitate în dosarul respectiv. Doar că se fac verificări în ceea ce privește proveniența tabloului, care, dacă în ordinul de percheziție scria creația pictorului Picasso, acum deja este posibil a fi un Picasso. Deci se atenează nota. Și că mă fac învinuit de înșelăciune, evaziune fiscală în continuare, toate împrejurările tabloului, proveniență, introducerea în țară, nu se mai specifică că este parte în patrimoniu românesc, ci în patrimoniu altui stat membru, se invocă o grămadă de ori directive europene. Acum... Ulterior, cum să vă zic eu, când am primit cadoul respectiv de ziua mea, eu nu i-am solicitat suedezului, te rog frumos, hai mâine să mergem la notar, știi? Pe de altă parte, în țara aia nu prea există notari publici. Lumea are încredere, deci în momentul în care cineva îți aduce o acuzație, îți aduce el proba că te suspectezi de lucrul ăsta, asta e proba. Nu trebuie să justific eu. Eu, după toată percheziția asta, l-am sunat pe prietenul meu, pe Cato, și am zis, uite, am o problemă. Ți-aduce aminte tabloul ăla care mi l-ai dat, așa și pe dincolo? Da, păi, au venit poliția. De ce? Păi, fiind politician, mă gândesc că e o lovitură politică, e o poliță care mi se plătește, ne apropiem de an electoral, sunt singurul care periclitează mașinăria politică de la guvernare, pe plan local acolo. Bine, am să-ți o fac. Dar sunt în New York. Omul era în New York, își punea pe bursă o societate care o are. O dura foarte mult timp până noi am primit hârtia respectivă. Și asta e el m-a sunat odată din Stockholm și zice, Iulius, notar public nu sunt. Ce fac? Zic, du-te la ambasada română că e un consilier acolo.
s-a dus acolo, ei au zis, știți, păi noi nu facem un act notarial dacă nu e și persoana să vă legitimăm pe amândoi. Sigur. Păi zice, vreau să dau o declarație prin care confirm că obiectul respectiv e un cadou de la mine, nu vreau. Până la urmă am găsit un notar, s-au făcut, mi-au trimis-o prin poștă, am și hârtia. Deci aveți un document care să ateste că... Da, l-am rugat să pună și poza, ca să nu există. Deci deja gândeam să demontez. Acum mai este o chestie, că el scrie aici, eu, cetățean suedez cu numărul, codul numeric personal, așa, dau către Julius Făgărășan, suedez cu codul numeric personal, de ziua lui confirmă. Și chiar mă gândeam acum, zic, acum singura chestie care mai poate să vină, că nu stă adresa, nici a lui, nici a mea. Și mă gândesc la tot felul, pentru că la noi e o nebuloasă de a găsi motive. În actul sau problema majoră este faptul că s-a intrat într-un imobil unde eu nu aveam adresă și nu era imobilul meu, care mi-a dat de gândit în ziua percheziției, că sunt învinuit de niște fapte fără să... Păi, omul n-are pădure, exact, n-are activități. Fără să aibă o logică, lucru, fără să aibă o reflexie în trecutul dumneavoastră. Lucru de altfel confirmat de procurorul de caz că nu face parte din acest dosar, care demontează bundă, dacă nu fac parte din dosarul ăla, la ce ai avut nevoie să intri în casă? Dar eu cred că cumva putem spune că din momentul acela, pe lângă faptul că vecinii s-au impacientat și s-au alarmat, păi văd gândesc... un echipaj amplu, viața noastră s-a cam schimbat puțin. Vedeți, neastră, la domiciliu prietenei mele, eram la un moment dat în casa aceea, nu știu, vreo 12-13 persoane, deja aerul nu ne ajungea la toți, oamenii stăteau pe coridor, era un deliciu probabil pentru cărcotaș, orice e acolo. La Reghin, după câteva zile, am fost asociat cu spărgători de muzee din Olanda și că traficant de opere de artă și că, știți, Reghinul e un oraș de mărimea Turdei. Eu nu sunt născut acolo, nu am, părinții mei, unul din părinți, tatăl meu e născut într-o comună lângă, eu nu am un istoric să mă știe lumea. Mi-am făcut istoricul prin cinstea, faptul că am luptat împotriva măgărelilor care se fac în domeniul silvic și faptul că agenții economici trec peste voința. Mi-am făcut un nume. Eram omul imaculat din punctul ăsta de vedere. Omul care a obținut voturi, cu alte cuvinte. Corect. Da? Activitatea de consilier s-a rezumat că eram apărătorul. Deci fiecare care avea o problemă venea apela la serviciile mele. N-aveam nicio problemă să scot pe față toți corupții din aparatul administrativ, atât executiv și deliberativ. În momentul în care oamenii ăștia, polițiști, brigada specială, au intrat în domiciliul meu, s-a aflat ca un tsunami tot Reghinul. Ăsta e și motivul pentru care eu mi-am dat demisia din funcțiile de conducere ale PNL-ului, și cea de vicepreședinte la județ, dar și cea de președinte de la Reghin. Am specificat că... Vi s-a cerut? Nu. Să vă dați demisia, că nu. Totuși, până la urmă, nu aveți dosar penal. Nu. Consider, am considerat și consider în continuare că un politic cu funcții de conducere trebuie să aibă o imagine imaculată atâta timp cât există cel mai mic risc sau prezumție sau suspiciune de un act, acel om trebuie să renunțe pentru a nu deteriora imaginea partidului și a colegilor de partid și a celorlalți oameni și să-și rezolve problemele în privat. Acesta e și motivul pentru care eu mi-am dat demisia. Deci am așteptat un termen rezonabil de timp, 4 luni, în care prin avocat, eu n-am contact direct cu procurorul, mi s-a zis că ori în concediu, ori avocat, ori vacanță, tot felul de scuze. Știți cum îl cheamă pe procuror? Da, cum îl cheamă? Colceriu Mihai Sorin. Înțeles. Dar nu ați văzut cu el niciodată? Niciodată, nu. Pentru că nu va chema la nici telefonic, de niciun incredibil. Și mi-am dat seama că, bă, ăsta are și politic și o poliță plătită, ei nu se vor lăsa până nu mă vor denigra și mă vor lovi, practic, pentru alegerile din 2020. Eu trebuie să-i fac un pas în spate, să nu contaminez imaginea întregului.
Demisia din Consiliul Local a venit din alte rațiuni. Faptul că eu eram persoana care puteam spune pe nume în ședința de Consiliu Local că este inadmisibil ca un consilier local să facă afaceri cu aparatul administrativ din orașul a cărei consiliu. Se întâmplă asta în regim? Da, se întâmplă. Adică aceeași persoană care votează bugetul are și contracte cu Da, primăria? El se abține în momentul în care, dar se face un fel de, să zic așa, sursă de venit. A fi consilier și cred că asta pot zice cu fermitate vis-a-vis de Reghin. Dar cred că este o cutumă națională. Deci intrăm în politică să ne meargă afacerile mai bine, să ne înstărim și e o chestie pe care am văzut-o de foarte multe ori. Nu este particulară unui partid, consider că e un efect național în ceea ce privește tot aparatul politic. Părerea mea personală. Mi-am dat demisia pentru că oamenii nu mă mai vedeau Iulius, pentru că oamenii generalizează. Au intrat mascații ăsta, sigur că nici aia nu intrau. Deci s-au folosit. Au fost persoane care v-au abordat direct sau v-au adus injurii? Au fost oameni care îmi sunt apropiați și îmi spuneau, uite ce se vorbește la finanțe, uite ce se vorbește acolo, uite ce se vorbește de tine, că au fost mascați, că ești așa. Oameni direct, simpli, n-au venit să-mi zică, dar am simțit lucrul ăsta prin privire, pe lângă faptul că mici agățături, să zic așa, pe Facebook. În Consiliul Local, colegii v-au atacat cu privire la aceste percheziții vreodată? Nu. Nu. Dar am simțit sâmbătul ironic. Deci erau chestiuni cu subînțeles. Da, da. Deci... Ce s-a întâmplat cu tabloul acum, astăzi? Nu ce știți de el? Nimic. Nimic, nu știu nimic. Nu absolut. Vi se returnează? Nu, deci... Nu este, asta mi s-a confirmat de către avocatul pe care l-am, că nu este confiscat, ci este luat doar în custodie sau, mă rog, depozitat în, nu știu, la muzeu unde. Câți ani ați stat în Suedia? Am din 88 până în 2012, în luna mai. Aveți destul de experiență cât să puteți să faceți o paralelă între modul în care operează sistemul din România și cel din Suedia. Credeți că era posibil să se întâmple o astfel de eroare în Suedia? Nu, eu cred că, în primul rând, mă rog, justiția sau poliția făcea o investigație aprofundată și n-ar fi intrat așa. Mi s-a părut că tot cazul e creat pe genunchi. Am rămas cu stupoare, repet, tabloul a fost declarat din 2012, deci aveau timp. Dacă tabloul era o problemă, că proveniența, că introducerea în țară, puteau să o facă treaba asta în 2017, în 2016, când l-am declarat în fișa de avere. În plus, în Suedia, cum să zic eu, într-o familie în care locuiește o femeie gravidă, o pisică, nu ți intră cu berbecul, cu mascații, cu pistoale, pentru că nu există un astfel de pericol. Deci, la noi, consider chestiile astea mai mult desperietoare, știți? E adevărat, m-au speriat și pe mine, pe prietena mea, pe Ramona, au speriat-o cumplit. Și în ziua de astăzi, copilul, avem bebelușul Pelucas, care e un bebeluș normal, dar dacă recurgitează sau are o noapte, ea întotdeauna se gândește, wow, oare nu mi-o afecta sarcina, pentru că am fost foarte speriată. A fost un deliciu pentru toate femeile de pe scară, care nu făceau nimic, ca și copiii care se uitau la mascați care ieșeau afară. Erați priviți ca o familie de infractori. Da. Ca... Și în ziua de astăzi cam tot așa se uită. Poveste uimitoare. Da. Bine, pe dezamăgirea mea mare este faptul că... România am considerat întotdeauna și o consider mama mea naturală, chiar dacă Suedia, să zic, m-a format ca om, o consider o mamă adoptivă. Și la un moment când eu am putut să-mi aduc aportul sau dorința mea a fost ca copilul meu să aibă o legătură cu aceeași glie cu care, pe care m-am născut și eu și fosta soție,
Vii în țară, vii cu intenții bune, te implici ca un bun cetățean. Munca asta de ONG, să știți că am făcut-o din banii mei, din timpul meu, cu energia mea, în interesul țării, a societății. Hai să nu uităm, aurul, pădurea e aurul nostru verde, pe care în momentul de față îl înstrăinăm pe niște bani de nimic. Și primii beneficiari erau cei locali. M-am expus la foarte multe lucruri. Vă dau un exemplu. Am fost la Sebeș Alba, la prefectură, să apăr interesele orașului Sebeș vis-a-vis de Cronoșpan. Până am ajuns acasă la Reghin, am avut o trimitere în judecată pe o jumătate de milion de euro. Mă întreb câți din români ar mai fi continuat munca de ONG după ce îi se aduce o astfel de cerere de reconciliere. Am făcut-o în continuare. Am considerat că e de datoria mea. Până la urmă, acea amenințare a rămas așa. Nu s-a concretizat în nimic, pentru că era o metodă de intimidare, mai corect? Da, era o metodă de intimidare. Eu era un executor judecătoresc, i-am zâmbit prietenește, i-am spus, n-am nicio problemă, dacă dânsii cred că le-am prejudiciat imaginea și au vândut mai puțin de când eu implicat pe treaba asta cu jumătate de milion de euro pe care îi vor de la mine. Eu am speranța că justiția română își va face treaba și dacă ei vor pierde acest caz, eu voi pune un zero. Nu m-au chemat niciodată în judecată. Am răspuns practic cu aceeași monedă. La Reghin, la momentul în care, că aici este o paralelă, v-am spus mai devreme că am o bănuială, știu, n-a fost o zi din momentul de la data de 23 ca să nu mă trezesc în fiecare dimineață și să mă gândesc cum pot unii oameni să facă astfel de lucruri. Și v-am zis de Dan Mureșan, fostul șef de la Poliția Reghin, care acum e șef, adjunctul Inspectoratului de Poliție Județean. În 2014, la noi la Reghin, pe platforma industrială unde acest agent economic desfășoară activități de prelucrare a lemnului și produce pal, se fura andraci în perioada respectivă în România. Noi am descoperit cum lemnul furat intră și se legalizează. Am sesizat ITRSV-ul, după un control de 3 zile, au descoperit pe o durată de 6 luni o cantitate de 39.000 de metri cubi, echivalentul a 800.000 de dolari. La vremea respectivă, fostul meu cumnat era șeful Poliției Economice în Reghin. Și eu eram ONG și toți ziceam, fă-ți datoria, du-te, confiscă valoare de atributul tău, așa. Păi nu se poate, că nu vor ea de la Romsilva. Tot timpul era un ping-pong din ăsta între instituții. În august, noi am mers împreună, eu cu fosta mea soție, el cu soția care era soră cu soția mea, geamănă, am mers la mare și la mare l-am convins că e de datoria lui de român, ca să poată să-și privească copilul în viitor în ochi, să meargă să-și facă datoria și să confiște lemnul respectiv. Au făcut o treabă tipic românească, ei au contestat procesul verbal de confiscare, au câștigat cauza, s-a stins. 800.000 de dolari au intrat și au recuperat. La momentul respectiv, șeful Poliției Economice la nivel de județ era același Dan Mureșan. Cumnatul meu, fostul meu cumnat, era la Poliția Economică. L-am amenințat că eu va trebui ca ONG să ies în presă și voi cere și voi drege și voi așa. No. Așa de bine mi-am rezolvat treburile că eu în decembrie m-am separat de fosta soție pe conflictul care l-aveam cu fostul meu cumnat. În momentul în care acest an, în februarie, la nivel de Reghin, m-au solicitat foarte mulți taximetriști. Și mi-au zis, măi, erați consilier local. Eram consilier local. În calitate de consilier local v-am solicitat. Că se vrea a fi scoși o anumită parte din taximetriști ca să vină alții. Pe motivul că nu le se reînnoiesc licențele de transport. Și că să fac ceva. Eu m-am dus la doamna primar și am zis, doamna primar, uite, avem o problemă cu taximetriști, vă consider așa, eu zic să-i băgați pe toți frumos într-o ședință, să-i ascultați ce au de zis și să rezolvăm problema, să nu fie o tensiune în oraș. Așa au și făcut doamna primar. Eu băgat pe toți acolo, era și șeful poliției la vremea respectivă din nou, Dan Mureșan, și că v-am iertat, niciodată n-ați avut amenzi, controle, v-am făcut drumurile cele mai frumoase. Mă rog, eu n-am fost la ședința respectivă, lucrurile au derapat.
s-au ajuns la insulă. Păi, taximetriști au insultat-o, cum poți să zici că ai făcut drumurile, că noi ne rupem mașinile pe drumuri, așa drumuri proaste n-am avut, dar ce ești să ne controlezi tu, de ce, că noi cerem? Mă rog, discuții. În aceeași zi seara, același domn, Dan Mureșan, face control la toate taximetrele din oraș, împreună cu Atopu, și culmea că cei favorizați nu erau la lucru, erau ceilalți, așa zici, răzvrătiți și rebeli. Așa s-a întâmplat, da? Incidența. Și le-au confiscat banii care nu erau trecuți în registru de casă. Plus amendă. Toți au venit a doua zi după controlul respectiv. Ioi, uite ce ne-a făcut, am făcut ședință. Și s-a răzbunat. Și s-a răzbunat șeful poliției. În prima ședință de consiliu am ieșit public și am zis că speranța mea a fost că în 89 s-a terminat cu poliția politică sau miliția politică. Deci orice fel de dispută între executiv, deci primar și o breaslă din oraș ar trebui să se rezume la aia. Nu folosim aparatul de poliție ca o represiune împotriva cetățeanului. Pe lângă chestia asta este o ilegalitate. Taximetrele nu mai au registru de casă de foarte mult timp. Deci vorbim de o incompetență administrativă combinată cu răzbunare, cu care a rezultat la inclusiv răzbunarea pe dumneavoastră. Corect. Ați încercat să cu subiect și predicat, sistem. L-am acuzat pe șeful poliției pentru măsuri discreționare și pentru discriminatorii. Poliție, da, și poliție politică. În plin plen. Dânsul la o lună, o lună jumătate au plecat la IPJ Hargheta și în mai... La scurt timp după ați avut acest Când am legat toate... Deci toate eu știam că dânsul are o latură. Adevărul că, da, în momentul în care ți se întâmplă niște percheziții, prima întrebare pe care ți-o pui este de ce? De ce? De ce? De ce? Și, da, implicit pe și eu mi-am pus întrebarea de sute de mii de ori că, bun, am vorbit cu câteva persoane foarte puține în România cu care, să zic așa, căutam eventual să fie cofinanțator pe procesul de autentificare. Ultima dată am vorbit cu un domn din județul Neamț, din Comănești. Nu s-a concluzionat nimic, pentru că dânsul nu avea banii necesari. Vedeți, neastră, am cântărit toate. Mă, ok, am făcut o ilegalitate. Am băgat un tablou care, dacă ar fi fost patrimoniu, dar nu-i patrimoniu. Pe de altă parte, fapta e prescrisă, pentru că eu am intrat în România în 2012 și până în 2018, 6 ani. Deci, am epuizat toate variabilele și am ajuns la un singur lucru. Dacă era o activitate de bună credință, eu m-am implorat de avocat și avocatul la rândul lui de procuror, haideți să discutăm. Haideți să punem lucrurile cap la cap. Vreau să colaborez. Să elucidăm cazul ăsta. Nu țineți în stand-by. Așa e. Ce se așteaptă? Ce se vrea? Prietena mea zice, Iuliu Zdragă, eu nu cred că tabloul respectiv mai există. Vă spun sincer că în ultima vreme m-au abordat tot felul de persoane care mi-au zis, vrute și nevrute, poate că sunt multe legende urbane, nu știu. Dar... La ce vă referiți? Au mai fost cazuri în România în care probele au dispărut. Vedeți, neastră, o situație ipotetică. În momentul de față poate să se producă o inundație. Știți foarte bine că locuim în România și monumente din patrimoniu de stat sunt lăsate în paragină. Credeți că dacă se sparge o conductă în depozitul ăla și se deteriorează, eu ce fac? Cine mai răspunde? Cine răspunde pentru asta? Vă e frică de să pierdeți tablou, practic, până la urmă? Pe de altă parte, e o afecțiune, e un cadou. La un moment dat, eu încercam să îmi printr un prieten drag pe care l-am cunoscut în România, dar culmea că și el e din Stockholm și era profesor la Facultatea de Artă Modernă din Stockholm, Petru Rusu îl cheamă. Dânsul a scris o scrisoare către Institutul Picasso cu pozele tabloului și pe prima evaluare, să zic așa, din poze, Claude Picasso, care e un fiu, mă rog, legea e de așa natură că în Franța sau, mă rog, în toată Europa doar familia poate certifica opera de artă. Așa o face pentru că l-au văzut pe taică-sul că l-au pictat sau, mă rog,
Tablou e pictat înainte de a se naște oricare din copiii lui Picasso. Și i-au dat un aviz, să zic așa, negativ. Deci, părere, el opinează că tabloul și semnătura nu pot fi opera tatălui său. Lucru care-i scrisoare pe care am trimis-o procurorului. Acum, dacă dânsul susține că e o operă de artă din patrimoniul suedez, eu am documentul care, bine, nu e un document care exclude în proporție de 100%, dar e o mare parte, deci e un punct de vedere a unui om îndreptățit să-și dea opinia pe astfel de lucruri. Mie mi se pare că în momentul de față ei țin tablou sau îl depozitează acesta pentru a găsi, pentru a crea un caz. Pentru că dacă ai venit în casă și mi l-ai confiscat pentru o evaziune fiscală în domeniul silvic și la nicio lună, 3 săptămâni, tu dai ordonanță cum că nu sunt parte în dosarul respectiv și ulterior zici că verificăm proveniența și modul de introducere și așa. Și eu am demontat. Ultima este faptul că e un cadou. Deci, practic le-ați arătat proveniența. Unde este cazul? Da. Așteptați acum să vedeți dacă am trecut pe roșu cu tablou sau... Nu, n-are niciun fel de rațiune logică. Varianta dumneavoastră de tablou seamănă cu ce avem noi pe fundal. Da. De ce asemănarea? Care e, din ce cunoașteți dumneavoastră, există mai multe variante? Repet, n-am avut înclinare artistice. De obicei îmi place să fiu bine documentat. Când am primit lucrul ăsta, am mai făcut un pic de research. La vremea respectivă, Picasso nu era un pictor, să zic așa, foarte renumit, ci se ocupa, îndeletnicea cu orice. Făcea costumele la balet la rus, teatru Balșoi, cunoscut astăzi, la vremea respectivă. Era Dikovski, compozitorul și directorul teatrului, le-au făcut copertina. Din câte am înțeles eu, copertina respectivă sau... de la teatru e expusă la New York. Mai există o lucrare care e în patrimoniul domnului Paul Rosenberg din New York. Opera asta a ajuns la Paul Rosenberg, la Rolf de Mare, el fiind directorul teatrului suedois, adică suedez, în aceeași perioadă din Paris. Modul în care el a obținut-o, vă dați seama, nu știu. Și de acolo a fost vândut prin licitație către strămoșul... Rolf de Mare a fost cel mai mare proprietar de opere ale lui Picasso din Europa la un moment dat. Provine din familia cea mai bogată din Suedia. Era nepotul doamnei care avea toate minele de fier. La moartea sa, toate operele de artă au fost donate muzeelor din Suedia, vreo 19. Tabloul ăsta e vândut către un critic de artă, Baron af Schmidt, în anul 1956, cu mult înainte să moară el. El l-a mai și vândut. Am primit pe mail o dovadă a unei galerii care confirmă că acest tablou a fost vândut la ei de la Rolf de Mare către Baron af Schmidt. Un mail pe care l-am primit de la prietenul care mi-a oferit. Și acest Schmidt este, de fapt, strămoșul prietenului. Da, din câte am înțeles eu, este unul din înaintașii prietenului meu. Două, trei cuvinte despre această poveste care e clar că v-a lăsat un gust amar. Speranța mea că justiția își va face treaba. Va trebui lucrat foarte mult la noi în țară pe modul în care ne respectăm cetățenii de rând, ceea ce mă refer la chestiunea cu percheziția, pentru că nu poți intra, să zic așa, în același mod într-o casă unde sunt copilași, ca și cum intri într-un grup infracțional care se ocupă de proxenetism sau ce știu ce altă afacere unde există arme implicate și chestii de genul ăsta. Deci va trebui găsit o balanță corectă. Și doi la mână, eu, din punctul meu de vedere, sunt puțin dezamăgit că împotriva unui procuror care se ascunde pe documentarea unui caz care, din câte am înțeles, poate dura și ani buni, nu ai teoretic niciun fel de armă. Vă spun sincer că
După terminarea acestui caz am cântărit foarte bine și chestia asta cu a-mi apăra drepturile la alte curți europene, unde dreptatea e oarbă, să zic așa. Și nu cred că am să fac eu personal, în sensul în care aș da în țara mea. Pentru că persoana care a cauzat toate lucrurile astea niciodată nu va fi trasă la răspundere, va fi trasă România. Concluzie tristă și realistă. Vă spun sincer că am locuit foarte mulți ani în Suedia. Străinii au un punct sau o părere vis-a-vis de ce se întâmplă la noi în țară. Și faptul că ei au o astfel de imagine este vina noastră, nu este vina lor. Ei doar privesc, analizează și cântăresc. Foarte, foarte, foarte tristă afirmație. Noi vă mulțumim pentru invitație. Din păcate, aceasta este încă o poveste în care se relatează un abuz comis de anchetatori. Eu sunt Mihaela Trif și vă invit să urmăriți în continuare în SIEN.